Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul Ucrainei că în contextul evoluțiilor de securitate din proximitatea Ucrainei, precum și a anunțurilor unor companii aeriene de a-și suspenda zborurile spre dinspre Ucraina, recomandăm abținerea de la călătorii neesențiale, iar celor aflați pe teritoriul Ucrainei să evalueze necesitatea de a rămâne pe teritoriul țării vecine. Totodată, mai e recomandă cu prioritate cetățenilor moldoveni evitarea oricărei deplasări în regiunile de est ale Ucrainei și ajustarea promptă a planurilor de călătorie în funcție de situație de securitate din zonă și a anunțurilor autorităților ucrainene. În eventualitatea rămânerii pe teritoriul Ucrainei, îndemnând cetățenii moldoveni să manifeste prudență la planificarea deplasărilor și să evite zonele unde se desfășoară evenimentele cu participarea unui număr mare de persoane. La fel este importantă verificarea disponibilității actelor de călătorie valabile și a mijloacelor financiare necesare pentru o părăsire la necesitatea țării. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene continuă să analizeze cu atenție evoluția situației de securitate, inclusiv din perspectiva menținerii activității Ambasadei Republicii Moldova la Kiev. Astfel, Ambasada de la Kiev și Consulatul de la Odessa rămân operaționale și acționează în direcția acordării asistenței și protecției consulare cetățenilor aflați pe teritoriul Ucrainei. Recomandăm în context verificarea cu regularitate a alertelor de călătorie emise de către minister, inclusiv pe canalul Telegram Maie sau contactarea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Consulatul Republicii Moldova la Odessa sau Centrul de Apel al Maie. Liniile de telefon de urgență a misiunilor diplomatice sunt constituite și active în regim de permanență. Kiev plus 38 068, 384 2016 Odessa plus 380, 99, 242 0835 Centrul de apel al MAIE poate fi contactat la numerele de telefon 080 090 990, gratuit, de la telefonul fix, din orice localitate a Republicii Moldova sau numărul plus 373 2223 2002, inclusiv din străinătate.